Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, înainte să începem să jucăm pe serverul meu de Hack vs. Hack, vreau să le mulțumesc foarte, foarte mult băieților de la FireShield că ajută acest server să stea pe picioare. Vreau să vă prezint și eu aici un pic site-ul lor de hosting, care este super, super tank. Bă băieți, ați văzut că până și pe livestream-urile mele am pus prima dată sloturi la server, 128 de sloturi pentru un server de CS care este oricum enorm de mult și îl ținea destul de bine. Bine, ați început să intrați toți deodată, erau vreo 80 din 128, nici măcar CSGO nu mai știa cum să raporteze playerii, ba erau 80, ba erau 90, ba erau 50, deci a fost o nebunie totală, dar în mare oricum firma lor de hosting mi se pare super, super jmecheră și au servere de CSGO, din câte puteți observa, hostate pe i7-10700K, bă băieți, mă rog, puteți să vă cumpărați voi câți RAM vreți, 16 GB de RAM, 24, nu știu exact cum e, sau 8 GB, 6 GB mai puțin. Oricum, mi se pare super, super jmecher site-ul ăsta, are foarte, foarte multe hostinguri, puteți să vă luați și VPS-uri, foarte, foarte multe chestii, puteți să vă hostați până și pe foarte multe jocuri, uite cum ar fi 5M, SAMP, Minecraft, RAS, CSGO pe care am eu, CS16 și cel mai ieftin host, uitați că și scrie că începe de la 4 euro, dar este o chestie super, super jmecheră. Dacă vreți să vă faceți un server de CSGO cu codul Raul2K, o să aveți o reducere de 10%. De exemplu, dacă hostul vostru de CSGO costă 30 de euro pe lună, voi o să plătiți 27 de euro și dacă îl țineți 10 luni serverul, ați economisit 30 de euro. Adică, practic, la 10 luni aveți o lună gratis, să zic așa. Nu este foarte, foarte mult, dar oricum nu vă dezavantajează cu absolut nimic să folosiți codul Raul2K. Au și Discord aparent băieții, sau nu știu ce Discord este ăsta. Ba, au și Discord aparent, o să intru și eu pe el chiar acum. Și în rest chiar nu știu ce să vă mai spun, bă băieții, au și domenii aparent, sau care e faza asta? Hai să vedem. Raul2K.com. A, nu, scriu doar Raul2K și îmi dă aici .com, pumpuii mei. Raul2K.com, 10 euro pe an. Mamă, bă băieți, și puteți să găsiți aici mult mai multe domenii, deci au și domenii băieții, ceea ce este super, super jmecher. Ei ne ajută să hostăm serverul de CSGO, deci dacă vreți să vedeți cum merg serverele de CSGO pe hostul lor, puteți să intrați pe serverul nostru. Eu zic că ține destul de bine, la momentul actual nu știu, avem cred că vreo 15 player doar, pentru că de-abia a ieșit serverul din mentenanță, dar în orice caz ține super, super bine. Hai să dăm un order now să vedem prețurile cum sunt. Deci uitați, astea sunt serverele pentru CSGO. Da, cred că pentru CSGO, banu-ți VPS-urile, să ai CSGO Game Servers, așa. Deci la CSGO, pentru 4 euro pe lună, primiți un i7 de 3,9 GHz, asta cred că e Haswell, dacă nu mă înșel, adică generația 4-a, 8 core-uri, 4 GB de RAM, 35 de GB storage, backups, puii mei, database, stick, 64 de tick-uri, deci e foarte, foarte șmecher. La 4 euro pe lună, voi vă gândiți, bă băieți, să vă hostați un server de CSGO cu câte sloturi? Cu 24 de sloturi la doar 4 euro pe lună, mă rog, 32 de sloturi și aici cred că și ceva îmbunătățiri, uite, 6 GB de RAM, 40 de GB storage, foarte, foarte multe chestii noi și cel mai scump, nu știu care e, cel mai scump e 29 de euro pe lună cu 16 GB de RAM, 60 de GB storage, 128 de sloturi, mamă, 128 de sloturi, nici nu vine, nici nu cred că și-ar face cineva server cu 128 de sloturi, cu aia e prea mult, ești nebun la cap. 64 de ticuri, bine, chestiile astea cred că puteți să modificați, dacă vreți server pe 128, puteți să vorbiți, bănuiesc, cu băiatul, habar n-am cum merge exact dacă poți și pe 128, în orice caz, mie mi se pare extrem de ieftine sloturile, la mod, uite, vrei un server normal cu 32 de sloturi de 16 versus 16, la 9 euro pe lună l-ai rezervat și cu codul meu de reducere de 10%, cred că la 8 euro pe acolo o să ajungă. În orice caz, e super, super jmecher, Discord-ul se aude de la mine, băieți, nu vă îngrijorați. Haideți să începem să jucăm pe serverul nostru de HVH, să vedeți cum stă treaba acolo, fraților, let's go! Gata, bă, băieți, și oficial am intrat pe serverul de Hack vs. Hack, care repede să ne cumpărăm aici, pentru că n-am autobuy-ul activat. Momentan sunt 10 player pe server, din câte pot observa. O să aveți ce faci, Raul, ia uite, băieții, deja m-au văzut că mă joc aici pe server. Bă, cred că poate să-mi dea pe aici, nici nu știu sincer, bă, băieți, știți că eu nu sunt cea mai mare emblema HVH-ului, dar în orice caz, serverul ăsta a fost deschis împreună cu Eduard22, el s-a ocupat de majoritatea chestiilor, cum ar fi scriptingul la server, adică el practic a făcut serverul de la zero, eu m-am ocupat cu hostul, am primit, mamă, să-mi bat picioarele ce notificare am primit, de-aia cu fluierat, cu nebunea, hai să-i dăm repede un pic la asta, băiatule, ok, bă, băieți, știți că eu nu sunt cel mai mare jucător de HVH, dar mă descurc, aici sunt doi, aș putea să iau unul, dai double pick, hai, brother, hai double pick, hai double pick, și eu, hai, eu le-au pe ăsta, m-a luat enemy yellow, bă, băieți, din păcate, mamă, n-a tras codul aici, bă, băieți, jucăm cu configul lui Eduard22, mamă, ăștia toți s-au mutat, mamă, bă, băieți, s-au mutat ăștia la City, suntem 5v4 să mă bată tata. Am dat două misuri urâte acolo, sau un mis, nu știu, în orice caz a tras destul de prost acolo. Mamă, ce a dat-o la Mario, haideți, bă, băieți, să vedem să mai jucăm o rundă. Acum, runda asta, sunt sigur pe mine, nu o să-mi iau AWP pentru că nu sunt gai. Nu știu, părerea mea e că cine joacă cu AWP-ul e destul de bulangiu. În curând o să apară și
sisteme de VIP și chestii de astea, la modul că o să puteți, de exemplu, normal, limita de SSG-uri pe server este de 3 SSG-uri. Probabil, nu știu, o să vorbesc cu Eddie ce beneficii o să le dea celor cu VIP, dar dacă o să vă luați, de exemplu, nu știu, ai puteți să-i dăm pe aici? Ah, are auto, nu-i dăm pe aici, bossule, nu-i dăm pe aici. Dacă o să aveți VIP, o să vi se scoată limita aia de 3 SSG-uri, la modul că o să vă puteți să luați, o să puteți să vă luați SSG în fiecare rundă. Ce dracu tot fluier aici, cu aia, influier, tableta, what the fuck? Ok, cred că o să pot să le iau pe ăsta, așa e? Nici nu știu dacă pot să le iau pe ăsta, nu știu dacă să măriți, dar avem utilități, bă, băieți, cum zice Eduard 22. Folosește utilitățile, Raulitos, Raulitos. Hai să-i dăm un fire la băiatul ăsta aici. El o să se retragă și acum îi dăm pic. Yes! Și l-am luat. Ia auzi, a băgat și manele, ia auză-l. Ia auză-l pe Edi, ce manele a băgat, tu te în gură, bă, băieți. Ia uite, Raul, faci video, ce manele a băgat, Edi, când câștigi runda, să mă bată tata, bă, băieți, ce manele a băgat. Vezi și manele aici, când câștigați runda, să sărbătoriți, sunteți nebun la cap. Sunt deja ceva player pe server, în orice caz, la mine, pe la, când am făcut live, a fost vreo 50 de player, dar deja nu mai era stabil deloc, era balamuc total. Vă gândiți-vă să fiți 25 versus 25, bă. Deci nu-i afacere, dar ori în orice caz, noi avem 64 de sloturi ca să fie acolo. Dacă vreți să intrați, să jucați, aveți sloturi, nu trebuie să luați sloturi extra sau chestii de genul. Aveți 64 de sloturi, eu zic că sunt mai mult decât suficiente ca să puteți să jucați. Uite-l pe ăsta, Nixuer, bă, Nixuer, hai. Yes, one tap, băieți, configul lui Eduard 22. Hai să-i dăm pic și la băiatul ăsta. Ah, nu, nu-i dăm acolo, că are avantaj acolo, că el poate să-mi dea pic dacă eu vreau să-i dau pic. Da, uite, pe băieții ăștia doi de pe mid chiar nu au niciun, nu cred că au vreun avantaj, dar sunt doi, asta e faza. Hai să vedem dacă putem să-i bate. Mamă, stau bine la pic aici, stau bine, dar dacă dă pic ești mort. Hai, dă-i pic, brodere, dă-i pic. Ah, nu am putut să trag în el și mi-e frică. Ia uite pe ăștia doi, coaie, ce dau ei rush amândoi. Ah, i-a dat miss Neverlose-ul, băieți, i-a dat miss Neverlose-ul. Mamă, ce nu-mi place când dă miss. Ah, ce nu-mi place când dă miss. Hai, brodere, hai, măta mare, ia uite-l pe ăsta, măta mare. Ăsta e de 22 de pe cont de smurfi, ești nebun la cap, mamă, au, hai. Ah, ce urmă mi-a dat-o. Ah! Ah, n-a tras aici, n-a tras, băieți. Are cheat bun ăsta, mă, tamare. Hai să vedem acum ce face băiatul. Ia, hai, brodere. Mamă, uite ce bine a tras. Ia. Uai, a tras jump shot, băi, ești nebun la cap. Ce jump shot bun i-a tras, mă. Uite că încep să mai intre playere. Am dat anunț în orice caz. Până acum vreo 20 de minute a fost serverul menționat. Hai să ne cumpărăm Gigan un pic, bă, băieți, ca să fac și eu kill-uri aici, astăzi nebun la cap, că știți că eu cum sunt. Bă, în orice caz o să vreau să mă învăț mai bine cu hack versus hack. Ăsta a fost visul meu de mult. Să deschid un server de CS, dar nu puteam să deschid un server de CS când conținutul meu e bazat pe hacking. Și am zis: "Bă, frate, hai să deschid un server de HVH." Și am vorbit cu Eduard 22 pentru că eu nu mă pricep. Ia uite-l cu aia ce prost că sar în puii mei. Eu nu mă pricep la servere de CSGO foarte bine, așa că am vorbit cu Eduard 22, s-a ocupat el integral de tot, la modul că el a făcut serverul, m-a ajutat cu absolut tot. Hai să-l vedem pe Sugar Daddy ăsta. Hai, brother, dă-mi un pic, sper să n-aibă one way acolo. Nu știu, bă, băieți, eu nu prea știu one way-urile, asta e faza. N-aș, bă, dar avem utilități, vorba lui Eddie 22. Hai să dăm o utilită. A, am dat-o ca dracu. Ia uite pe ăștia, bă, bă, t-au double pick pe mine, bă, unul mort, ah, și m-a luat al doilea, au dat double pick, mamă, ce prostă-s că n-am ținut au, trebuia să țin au, bă, băieți, nu-i bine, nu-i afacerea, că ținem au de data asta. Uite-l pe ăla, își face reclamă, rusul la Java, scrie, bă, băiatule, ce-i mut? E, glumesc, bă, băieți, n-o să fie sancțiuni prea mari pe server, adică nu știu, puteți să vă înjurați cât vreți voi, e server de HVH până la urmă, dacă îl bateți pe unul, bă, la care era palat cu mine damage 1, da, îmi plac și mie ăștia străiți ar familia de trag 7 gloanțe până să te omoare, da, o mine damage-ul ei și na, hai, dă-i hit, oh, n-a tras Neverlose-ul, băieți, hai, aaa, nu, m-am băgat fix în ei, ce prostă, s-a bășit și 7 palat, bine, unul mort. Nu, dar nu trage, mă, eu cât am min damage, nici nu pot să mă uit că îi dau leak la config-ul. Ia uite-l și pe Răzvan, și Răzvan avea Neverlose, deci nebun la cap. Bun, Răzvan, e bine pe Neverlose. Răzvan, e ai nălu. Ia uite-l pe Răzvan, au. Da, mă, sper amuzan și chiar vreau să mă văd și eu. Știți că eu, n-are Neverlose, mă, frate, are OTC, aparent. Hai să vedem ce mai face Răzvana nostru cu Neverlose-ul lui. Mamă, dar clanta gola, de ce se vede așa de urât aici? Sau așa e el setat? Da, ba nu, lui merge normal clanta gola. În fine. Hai să mai vedem, bă, băieți, bă, 4 cu 4, nu prea place scorul ăsta, o să-i dau un RS, bă, băieți, eu vreau să am cu 0 sau cu 1 maxim, sunteți nebune, hai să-mi iau, bă, dar nu știu, mai tot îmi iau SSG, dar spraf pe SSG, să mă bată tata. Nu știu ce min damage are Eddie, eu joc acum cu configul lui Eddie și vă dați seama că nu știu ce min damage are, nu m-am uitat și eu dau pic cam hotărât așa, dar câteodată nu trage codul din câte puteți observa. Hai să vedem dacă le facem acum ceva la băieții ăștia. Hai, brodere. Mi-e și frică să le dau pic, sincer, că nu știu ce coduri au, mai ales că acum Neverlose-ul e public. Ah, s-a dat pic ăsta. Oh, mamă, ce m-a salvat ăla. Ce m-a salvat ăla? Bă, să-i dau pic la... Mamă, nu-i mai dau pic la Mario. Nu-i mai dau pic la Mario. Îl țin aici, Mario, dacă vrei să dai pic, brodere, ești a meu, trăiți iar. Haide. Mamă, mai e și unul aici. Dă utilitate. Hai, brodere. Hai, brodere, incendiară, du-te de acolo. Ia din raft. Hai Mario, one tap Mario așa și acum nu mai vreau să le iau pe ăla, nu vreau să le iau pe ăla. Uite-l pe ăsta care are 2 HP la ăsta, pot să-i dau pic lejer, dar nu vrea el să-mi dea pic.
Bosule, oricum ești ah, s-a retras băgat, s-a sârmen git. Hai, brodere, hai. Ah, l-am luat, mamă, dar era, vezi că mi-a dat mare cap, ești nebun la cap. Dacă era min damage-ul ăla mai mare, poate mă lua. Și acum un pic încrezător și n-a fost să fie, bă, băieți. Uite-l și pe ăsta, are Neverlusen. Ce are ăsta, coaie, ce clan tag e ăsta, trăiți iar familia. Bă, am făcut 2 cu 1, cel puțin acum sunt bine. Eu vreau să am măcar dublu kill-urilor. Adev money. Ia uite păștia, măta mare mai stai. Uite că am început să intre player. Cred că suntem undeva pe la 15 player. Nu știu unde să văd câți player. Cred că dacă dau status. Da, 16 human. 16 player, bă, băieți, 64 de sloturi, totul e bine. Hai să vedem, mamă, ăsta la... Ah, ba nu, măta mare, ia să-l vedem pe măta mare. Măta mare ăsta, eu cred că e Eddie 22 sub acoperire, bă, băieți. Că Eddie își mai punea nume de astea și fără poze și fără nimic. Ce one tap a dat ăla și a murit, măta mare, bă, băieți. Am luat MVP, sunteți nebun la cap. Eu, cel mai slab player al HVH-ului, am luat MVP, sunteți nebuni. Bine. Hai că e bine, sunt mulțumit de MVP-ul ăla. Hai să mai luăm încă o rundă scaubă, băieți. Eu stau fără autobuy, dar aș putea să-mi activez totuși autobuy-ul. Că până la urmă 90% din timp joc cu autoscout-ul. Dar mă enervează când mai vreau să joc cu câte o altă armă și îmi cumpără scout automat și na. Hai să vedem pe palat, deși nu știu dacă ar fi chiar indicat să dau aici un pic. Hai repede un pic. I-a dat mis la Răzvan, bă, băieți. Nu mai dau picuri de astea. Acum o să-mi zic că iar băiatul ăla că am jucat prost palat. Player Nicu. Care ești, Nicule, mă? A venit Nicu pe server, ia uite-l pe Nicu cu fatality, ești nebun la cap. Mama, are MG Elite, Nicu, a jucat Nicu de a rupe serverul ăsta, astăzi nebun la cap. Bă, în orice caz, eu acum nu stau să fac tryhard la HVH, cel puțin nu pe video ăsta. În video ăsta îl fac mai mult ca să vă anunț că a ieșit serverul din mentenanță, pentru că a stat câteva ore în mentenanță. Și na, dar în orice caz nu sunt eu acum tryhard la HVH, dar aș putea să-mi iau un AVP următoarea rundă, să fiu un pic mai tryhard așa, să fac mai multe frăgane. Hai că mai jucăm câteva runde, bă, băieți, ca să văd aici, chiar vreau să... Chiar vreau să iau, frate, și eu aici nebun la cap. Să iau și o rundă, 2-3 runde cu MVP acolo. Hai să vedem. Hai că de data asta mi-au și eu un AVP, bă, băieți, ca să fac și eu să miștez nebun la cap. Eu fără AVP mor pe HVH, bă, băieți. Eu recunosc, frate, eu nu sunt de ăla care zic mamă, sunt cel mai bun pe HVH, cel bine. Hecu e bun într-adevăr, ci tu never lose, da. În rest cam atât aici nebun la cap. Vin ăștia cu never lose-ul care știu să joace. Uite-l pe ăla, bă, Răzvan, sau care era la Maximus. Băi, frate, chill, calmează-te. Ia uite, un kill, perfect. Vezi, mai mișc și eu pe HVH cu AVP-ul. Da, dar mi-a dat ăla cu min damage-ul. Nu trebuia să dau. Yo, uite-l, bă, pe ăla, pe Nicu. Bă, Nicule, putu-te în gură, ce tragi. Nicu, ia să-l vedem pe Nicu, bă, băieți. Ba, mă, dar nu, 3-2, mai cu scor de ăsta, cu ratio de kill de numai pe unul stau aici, nebun la cap. Nu, mai pe unul stau cu el, cu aia, n-am nicio treabă. Hai să vedem dacă Nicu-l bate pe ăsta. Eu zic că, ce urât i-a dat. Bă, cu băiatul ăsta am jucat, ăsta a fost primul băiat pe server după mentenanță, dacă nu mă înșel. Uite ăsta pe care stau spec acum, a fost primul care a intrat după mentenanță. Ar merita și el acolo o atenție, un VIP ceva, hai că da. Bă, băieți, oricum o să vină sistem super șmecher de VIP, o să vorbesc cu Eddie să mai băgăm multe chestii. Hertz, cred că la momentul actual sunt doar Mirage, only Mirage serverul, dar eu i-am zis la Eddie, bă, frate, bagă și tu un office, un alea, că oricum rămâne la votul playerilor dacă vor să joace altă hartă, la modul că dacă mai mult de 50% din jucători vor să joace pe Mirage, aia e, ești nebun, mamă, eu aici ați mort, îți rupt, bă, băieți, îți rupt, hai repede pic la ăsta. Asta mi-o dă. A tras Mihai. Bine, două kill-uri. Hai, brodere. Hai Bogdane. Hai încoace, Bogdane. Știu că vrei să vin încoace, mamă, dar dau double pick. Hai să-l iau repede. Nu, i-a dat miss. Nu, îmi dă pick. Mi-a dat cuțit, bă, gamiaș. Mamă, ce cuțit mi-am luat. Aia e. Mi-a dat, da, mă, cu aia. I-am dat miss la Bogdane, la futus Neverlose, mă, i-a dat bine. Na, nu pot să dau vina pe Neverlose. Oricum eram într-o situație destul de proastă aici. Bă, îți mulțumim de cele două frăgane, bă, băieți. Dar mi-am luat mare cuțit de la măta mare. Acum zici ce media face asta pe mine. Ești nebun la cap, da, doua zi. Mi-am mai luat eu de astea în 2017 când jucam cu ăla, cu Bestware-ul în puii mei și jucam pe HVA și făceau ăștia media că înjuram cu aia. Eram ratat rău de tot, mă omora unul direct pe voi și zicea tu-te în gură, nu știu ce, și înjuram pe aia și îmi luam media. A doua zi mă vedeam pe YouTube, Raul Doica jură pe HVH. Na, bă, dați, mai era și eu, că e mai prost. Așa, uite, încep băieții deja să mă adauge pe contul ăsta. Hai să intru pe ăștia aici, nebun la cap. Bă, gamia și picioreta. Hai, brodere, hai, Răzvane. Ah, l-am omorât pe ăla din spate. De ce l-am omorât pe Ciclon? Nu știu de ce l-au omorât pe Ciclon. În fine, bă, băieți. Bă, fraților, oricum, cred că cam atât o să fie cu acest episod. Oricum, văd că au intrat deja destul de mulți playeri. Uite, scrie și acolo în chat. Acest server este găsuit de câte Fireshell pe host în parteneriat oficial cu Raul 2K. Da, bă, băieți, nu uitați de băieții de la host. Dacă vreți să vă faceți și voi un server de CSGO 5M, SAM, PTK, aveți acolo în descriere un link. Puteți să folosiți și referalul meu, care merge doar la serverele de CSGO. Pentru că, na, eu am server de CSGO. Poate pe viitor o să deschidem mai multe servere. Nu știu, mă gândeam și la un server de CSGO de competitiv.
legit, gen, să nu fie aș-veaș, dar nu știu, chiar nu știu momentan. Să-mi scrieți voi în comentarii dacă mai aveți idei de genul. Sper că v-a plăcut acest episod, bă, băieți, intrați acolo la băieții de la Fire și dacă vreți să vă luați un host, dați un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod, un subscribe la canal pentru că la 60.000 de abonați, nu uitați, o să vină live de 12 ore și ne vedem data viitoare. Salut!